Salutare lume proate aici și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la un joc proaspăt localizat de cei de la Oxygame, respectiv cutia.ro. Mulțumesc Oxygame pentru oportunitate. Și jocul la care ne uităm este Axio Rota. Axio Rota este surioara sau frățiorul mai mic a jocului Axio. Axio este un joc la care ne-am uitat deja, deci aveți link mai jos în descriere dacă vreți să vedeți despre ce este vorba. Axio Rota la fel ca și Axio, este un joc abstract unde practic mecanica joacă rolul important, nu are o poveste, nu are un. Uh să spunem așa, o temă, ci este un joc abstract care se focusează pe mecanica, jocului. O să vedem imediat despre mecanică, cum se strâng puncte și așa mai departe când mergem la masă. Mai vreau să vă dau niște informații generale despre, despre Axio Rota și anume că este un joc care se poate juca între 1 și 4 jucători, deci se poate juca și, și solo, să spunem așa. Este pentru 8 plus ani, deci este ok, se poate juca și cu copii, mecanica este simplă, o să vedeți și încet, încet o să prindă și strategia jocului. Deci nu este un joc foarte complicat. Respectiv durează undeva la 15-30 de minute, bineînțeles ca de obicei, depinzând în câți jucători se joacă jocul. Ce este interesant și vreau să mai menționez până nu merge la masă, Axio Rota încearcă să păstreze toate conceptele din Axio, dar încearcă să le comaseze într-o cutie mai mică, una la mână, pentru a fi mai ușor de transportat, respectiv mai ușor de scos pe masă, ce mi se pare o idee foarte, foarte bună. Ok, atâta general, haideți să mergem la masă să vedem cum se joacă și ne întoarcem apoi cu niște concluzii. Aici avem aproximativ setup-ul pentru Axio Rota, îl vom finaliza împreună ca să vedeți exact și cum. Funcționează acest lucru. În primul rând, fiecare jucător va primi o astfel de planșă de punctaj pentru fiecare culoare și își va, va primi și 5 astfel de, pion, de cuburi de culori diferite, care le va plasa pe 0, având în vedere că toată lumea la începutul jocului are 0 puncte pe fiecare culoare. După ce s-a întâmplat acest lucru și toți jucătorii sunt pregătiți cu planșa de, de scor, se vor trage 4 uh, piese din, uh, de pe grămada, să zicem așa, principală de uh, cartonașe și vor fi plasate în mod aleatoriu în... Uh, într-un pătrat 2 pe 2 în mijlocul mesei. Foarte important când faceți, asta fiind punctul de plecare a jocului, foarte important când faceți acest lucru să verificați marginile acestui cub 2 sau cub, pătrat 2 pe 2 și să vedeți să nu fie astfel de pătrate cu niciun fel de simbol. Dacă sunt astfel de pătrate, veți întoarce acel pătrat cu acel spațiu gol în centru. După ce s-a întâmplat acest lucru și, să zicem, punctul de plecare a jocului este pregătit, fiecare jucător își va lua 12 cartonașe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. Fiecare își va lua astfel de un teanc de 12 cartonașe și le va plasa lângă spațiul lui de punctaj. Bun. După ce acest, să spunem așa, și bineînțeles, fiecare jucător, nu ne uităm acum din perspectiva mea, fiecare jucător va avea o astfel de planșă de punctaj și va avea un teanc cu 12 cartonașe. Cartonașele care mai rămân vor rămâne în mijloc ca spațiu de tragere comun. Există, o să vedeți imediat, niște modalități de a trage cărți de aici, dar în principiu, toate cărțile care le vei, sau cartonașele care le vei plasa pe parcursul jocului sunt în acest teanc. Bun. după ce s-a întâmplat acest lucru, bineînțeles aleatoriu se va alege un jucător care începe primul și trecem, primul jucător va avea de parcurs, să spunem așa, trei pași. Și nu numai primul, ci fiecare jucător în cerc va parcurge aceiași trei pași. Și acei trei pași constau în, unul la mână, fiecare jucător va avea primul cartonaș în mână, se va uita și se va gândi cum vrea să placeze cartonașul pe, continuând, să spunem așa, startul sau pătratul din centrul mesei. Și de -aia este următoarea. Nu ai voie să plasezi, bineînțeles, cartonașe așa, ci trebuie neapărat să ai o latură comună sau mai multe cu cartonașele care sunt deja pe tablă. În rest, nu există nici o regulă cum poți să le pui, deci poți să le pui absolut oricum. Important este însă să le plasezi în așa fel încât să punctezi. Cum se face punctajul? Dacă plasezi un cartonaș Aici, așa de exemplu, o să punctezi uh, simbolul tău, să spunem, da, ai simbolul tău, și trebuie să vezi în pătratul, în cercul care este, nu trebuie să fie complet cercuri, câte alt astfel de uh, simboluri sunt deja prezente pe masă. Deci, noi cum plasăm aici această steluță albastră lipită de acest cerc, verificăm câte steluțe albastre sunt și vedem una. Și asta înseamnă că vom primi un punct. Pentru albastru. Același lucru verificăm mai departe. Ok, ce cerc am mai, am mai încercat să începem să-l completăm? Mai se lipește, se lipește și acest cerc aici. Aici nu avem ce puncta, că nu este nimica, dar aici avem la fix un verde, deci primim și un punct, mutăm pentru verde. Și tot așa, după aia să spunem că se plasează niște, niște piese, tragem noi următorul, vedem ok, azi unde, unde plasăm. Bineînțeles, puteți să plasați și așa și să nu faceți absolut niciun punct, dar nu este neapărat avantajos, fiindcă voi vreți să strângeți cât mai multe puncte pe, pe culoare. Bun, acum să zicem că mergem cu acest cartonaș și îl plasăm aici. Asta ce presupune? Bineînțeles, primim ăsta l-am pus noi. Deci, în cercul care încercăm noi să îl mai completăm, primim două puncte verzi, 1 2, și verificăm și partea cealaltă, avem un punct mov. Bineînțeles, dacă plasăm, să vedem, dacă plasăm ceva aici, de exemplu, sau așa, punctăm toate cercurile în care noi am adăugat o pătrime de cerc, dacă avem cu ce puncta. Și foarte interesant că am tras și acest cartonaș, vedeți, sunt unele colțuri care nu au niciun fel de spațiu. Asta ce înseamnă? În momentul când sunt plasate, poți alege ce simbol vrei tu aici. De exemplu, dacă l-am plasat așa, eu aș spune, eu vreau să-l consider albastru sau pun așa și zic eu vreau să-l consider portocaliu. Și atunci dacă eu l-aș pune așa și zic eu vreau să-l consider albastru, practic aș primi două puncte albastre, fiindcă eu am pus albastru și în cercul în care am adăugat eu o pătrime de cerc, sunt două din astea albastre. Deci primez două puncte. Și aici primim unul portocaliu și aici verificăm, nu este nimic, noi am pus un albastru și este un verde, deci nu primim niciun punct. Și așa fiecare jucător își plasează rând pe rând cartonașul și punctează. Și bineînțeles, na, cam astea sunt pașii. Și bineînțeles, la sfârșit de pas, înainte să dai tura mai departe, tragi următorul cartonaș și poți să te uiți până vine tura ta să te gândești care este cea mai bună opțiune de plasare a cartonașului. Aceste, să zicem, aceste trei pași, plasare, punctare și tragere de cartonaș se întâmplă Rând pe rând fiecare jucător, până toți jucătorii s-au scăpat de cele 12 cartonașe care le-au în grămada lor. În acel moment, jocul i-a sfârșit, și aici este partea interesantă: cine câștigă? Toată lumea își compară scorul, dar care scor? De la culoarea cea mai e, slabă. De exemplu, dacă noi acum am comparat, să zicem că s-a terminat jocul, și trebuie să comparăm câte puncte am avea? 0 fiindcă roșu este culoarea noastră cea mai slabă și noi comparăm culoarea noastră cea mai slabă cu cele mai slabe culori ale adversarilor și noi avem roșu ca culoare cea mai slabă fiind la 0 puncte deci noi suntem la 0 puncte în acest joc dacă jocul s-ar termina acum dar jocul nu se poate termina acum având de vedere că mai avem piese dar doar ca să exemplificăm. Asta este un lucru foarte, foarte interesant care mie îmi place, având în vedere că nu te poți focusa pe o culoare și să te duci până în capăt, cu toate că sunt niște beneficii, o să discutăm imediat despre asta, dar trebuie într-un fel sau altul să-ți echilibrezi strategia în așa fel încât să crești pe toate culorile ca să fii cu cea mai slabă culoare la cel mai bun punctaj față de cea mai slabă culoare a adversarilor. Deci asta este un concept și o idee foarte, foarte interesantă și este un motiv în care îmi place foarte mult Axio, respectiv și Axio Rota, care, cum spuneam, a păstrat sistemul și conceptele din jocul Axio. Și mai un... Deci, am povestit care sunt cele trei acțiuni care le face fiecare jucător pe tora lui, respectiv când se termină jocul și cine câștigă. Ce mai vreau să, să menționez este o chestie, să zicem, o chestie bonus care puteți să o primiți ca să aveți și un avantaj dacă cumva decideți să ava să avansați până aici și să nu vă mutați neapărat treptat și să mergeți cu un glonț și după aia să încercați cu celelalte să veniți în urmă. Care este beneficiul? Dacă ajungeți cu un cub pe 12. Automat, una la mână, nebeneficiul este că mai mult de 12 nu puteți, deci verde, dacă am ajunge aici și ați mai face puncte verzi, nu ați mai primi puncte, ați rămâne aici blocați. Dar în momentul când ajungeți pe pătrățica de 12, mai aveți o tură bonus. Și ce presupune această tură bonus? este mai faceți încă o dată cele trei uh, acțiuni de care spuneam. Adică mai plasați o piesă, mai, uh, mai punctați o dată și mai trageți după aceea o piesă la sfârșit. Dar foarte, foarte important, dacă ați terminat aici pe 12, următoarea piesă care o trageți nu este din tiancul vostru, ci este din teancul, din centru uh, jocul care este pentru toată lumea. De ce? Fiindcă tura bonus nu, te, nu are voie să te avantajeze să termin jocul mai repede. Tu, tura bonus este ca și cum ai avea tot aceeași tură, să-i spunem așa. Deci nu-ți consumi din cele 12 ture care le ai, ci primești o tură bonus cu un pătrățel sau un cartonaș bonus din această grămadă. De ce? Fiindcă toată lumea să aibă același număr de ture până la sfârșitul jocului. Fiindcă dacă eu aș folosi un cartonaș de aici, eu aș avea uh, 11 ture, cu toate că am avut într-o tură două ture. Înțelegeți ce vreau să, să spun. Ca toată lumea să termine cartonașele în aceeași tur. De aia există această regulă, dar în același timp, practic, că te-ai forțat ce ai venit până aici, tu ai beneficiul să primești un cartonaș în plus, deci nu 12, ci vei plasa 13, ce automat îți va da șanse să faci mai multe puncte. Cam asta este Axio Rota. Cum spuneam, verificați cel mai slab scor la sfârșitul, la cea mai slabă culoare la sfârșitul jocului și cine are cel mai, mult scor, cel mai bun scor la cea mai slabă culoare a lui, câștigă. Acum, dacă ați avut ocazia să vedeți cum se joacă AxioRota, aștept părerile voastre sau întrebările dacă mai sunt nealămuriri jos în uh, comentarii, respectiv dacă ați avut ocazia să jucați deja jocul, aștept părerea voastră să-mi spuneți cum vi s-a părut, respectiv să mă completați dacă cumva am omis ceva foarte important. Din punctul meu de vedere, AxioRota este o idee foarte, foarte bună. Mi se pare un joc abstract foarte fain care se află la momentul de față pe, pe piața românească. Este un joc foarte bun și într-adevăr este, nu pot să zic neapărat mare dacă v-ați uitat jos, jos la video, dar are nevoie de un anumit setup. Aici, dacă vorbim de Axio Rota, este ceva ce poți să scoți foarte rapid din cutie, poți să-l transporti cu tine în concediu sau să te joci pe, mai zicem, pe un spațiu mai, mai mic, pe masă, ce mi se pare o chestie foarte, foarte faină. Și cum mi-a plăcut uh, Axio, uh, Axio mare și mi-a plăcut să joc și solo, fiind foarte interesant, uh, mă bucur foarte, foarte mult că a apărut acest Axio Rota, care, practic, uh, implementează mecanicile Axio, clar, la o scară mai mică, dar reușind, implementând chestiile uh, și simplificând puțin unele, unele idei și concepte, uh, făcând posibil să se pună totul într-o cutie mai mică, ce mi se pare o idee foarte bună. Deci dacă sunteți un fan jocuri abstracte, care nu au o temă în spate și vă place mecanica aceasta care v-am prezentat-o uh, mai înainte, vă recomand Axio Rota. Cam atâta din partea mea uh, despre Axio Rota. Astăzi mulțumesc mai o dată Oxygame pentru, uh, pentru oportunitate, mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați un subscribe aici și un like la pagina protiples pe Facebook, să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. Și nu uitați dacă vreți să mă susțineți sau să mă ajutați printr-o donație să ajungem la Milestone-ul în care ne facem în fiecare două săptămâni un podcast cu diferiți invitați din lumea boardgame România sau din comunitatea de boardgame din România. Mergeți acolo jos pe pagina de Patreon și vedeți la ce nivel vreți uh, să, donați, respectiv mai sunt acolo și beneficii pentru fiecare uh, nivel. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!